Vă salut și după cum puteți observa, astăzi e zi de curățenie generală. Am curățat în mare, am spălat cu furtunul, iar apoi am dat cu var. Și bineînțeles, acum urmează să dau și OSB-ul cu var. Aici am băgat niște vară, niște apă, var în apă. Pe jos l-am dat așa, l-am cernut direct din găleată. Dar pe pereți îl voi da cu bidineaua. Am scos absolut tot afară. Doar cei de pe capăt cocoșii și am cloca cu pui de Brahma Isabel într-o box acolo sus. Cred că se și vede cloca acolo sus cu puiuții. Iar în cele trei de jos sunt cocoșii. Puiți la grămadă pe acolo cu găini, cu tot, absolut. Bine, găinile sunt cealaltă parte, puiți la grămadă toți. Cei mici trec de la unii la alții. Ok. Mă apuc de treabă deoarece am câteva ore bune de muncă și vreau să dau inclusiv și acest OSB-ul cu var. Rămâneți aproape pentru că am făcut și ceva modificări, am ceva schimbări. Am dat pui de cochin și am luat pui de Brahma în schimb. Rămâneți să vedeți până la final despre ce e vorba. Am băgat prima serie de pui, le-am terminat spațiu, le-am adus și apă și perechea de Isabel Pitic. După cum puteți observa și cei care sunteți de mai mult timp pe acest canal, vedeți că nu mai am de cochin decât acest bobat. Și mai trebuie să mai am o puică de splash pe care nu o văd acum, nu știu unde e, dar momentan nu o văd pe aici. Uite aici sus cu chinchina splash, doar pe ei mai am. Și puteți observa acești doi cocoși de silver plus al meu care e aici, 3. Și încă 3 puice de Brahma HD-ul albastru. Spre exemplu, aceasta și cea de lângă. Deci, sunt 5 Brahme în plus și 5 cochinuri în minus. Da, ia uitați ce frumos e. I-am dat la taică mea cei de cochin, care categoric erau scoși tot din ouăle de la el, și el mi-a dat înapoi cei de Brahma, care bineînțeles erau scoși din ouăle de la găinile mele. Pe aceștia pe care i-am băgat deja pe boxe, am și deparazitat extern cu duracid praf. Efectiv le pun pe ele așa, trebuie să le prind pe fiecare în parte. Și încă ceva, de data aceasta când am dat cu Bimite, mi-a dat un pont cineva să bag câteva lingurițe de zahăr, ceea ce am și făcut. Deci pe lângă Bimite
La 2 litri de apă, 2 litri jumate am mai băgat și 3 lingurițe de zahăr. Merg mai departe și nu ai aici de cooking splash, e asta de aici, din câte văd. Aia e de Brahma. Asta de aici e de cooking. Deci doar pe ei doi mai am. Nu mai am nici perechea de galben și nici pe albastru, absolut nimic. Bun, mă apuc de treabă că mai am mult. Prezentă și cloșca de pitică de Brahma Isabel Pitic și cei 6 puișori. Bineînțeles, curățenie, mâncărică, apă curată și pentru doamnă mâncărică. Ia uitați ce frumoși sunt. Toți 6 ca argintul viu. Și bineînțeles și cealaltă pereche. Aici Brahma și ce mai am de cochin. Și aici lângă nu vor mai fi pui aceia de carne, care un eșec total din punctul meu de vedere. Îs pui de Rotisland, cei 5 cei mari. Și bineînțeles o să vreau să aduc și familia mare cu ei, deoarece e destul de măricei. Sper să nu fie probleme între ei și familia matură. Pentru că la Brahme vreau să încep să le dau altfel de hrană, puțin mai bogată în proteine și atunci pe aceștia am mutat și vreau să mut pui de carne exact în ultima boxă pentru a avea mai mult spațiu. Am terminat. În sfârșit am terminat. La voi doar o clipă, la mine o zi întreagă de muncă, dar am terminat în sfârșit. Curățenie peste tot, după cum se vede am dat și cuvar. I-am pus talaș la toate, aici am pui seriile 2, 3, și din seria 4 i-am scos pe toți afară. Aici mai am doar în casă doar seria mică. Ăștia sunt toți ce mi-am oprit pentru mine. Nu-mi vine să cred, pui de Rotisland se înțeleg de minune cu găinile. Nu-i bat găinile și vor rămâne cu ele acolo. Și pui de Brahma îs doar ei. Deci în sfârșit am terminat pupiții de carne care sunt knockout, azi n-or prea mâncat, în general găinile n-or prea mâncat. Am aici asta de sus care e clocă, stă să clocească. Asta iarăși vrea să clocească de HD-ul. Și norocul cu Anca că m-a ajutat și ea, bineînțeles, că altfel n-aș fi terminat. Cred că mă prindea noaptea și tot nu terminam. Merg să vă arăt și pui de Rotisland. Cum se înțeleg cu găinile mari, de minune, mă bucur tare. Nici diferența nu e foarte mare între ei. Asta e o găină matură, aceștia spui. Bineînțeles vor avea și făină și boabe, ca să se învețe și pui la boabe. Cocoșul a fost separat. Deci, vedeți, aceasta din mijloc e o găină matură, iar acesta este un pui. Sunt niște păsări care cresc destul de repede și ajung la o greutate destul de mare, destul de bună, între 3 kg și 4 kg.
chiar 5 cocoșii. Și hai să-i bag la grămadă să fie toate. Cloșca, care v-am arătat-o și înainte. Mă bucur tare că am curățenie, lună și bec. Am muncit ceva astăzi, dar curățenie, i-am dat pe absolut toți. Le-am făcut de parazitare externă. La absolut fiecare pasăre în parte din această crescătorie, să zic așa, le-am făcut de parazitare externă și le voi mai repeta și mâine sau poi mâine, să văd ce timp o să am. În principiu ar fi bine să-i fac mâine, dar să văd. Deci gândiți-vă doar să iei pe fiecare pasăre în parte și să o dai cu pudră cât durează. Mă bucur că am putut să le pun exact așa cum am vrut. De acolo se și vede că lângă cea de Isabel își face culcușul și cea de HD. Cea de jos de Isabel vrea să o ouă, iar celelalte două clocesc, cea de sus și cea de jos de HD vor să clocească, însă nu le mai pun, pentru că nu sunt chiar foarte bune brahmele la clocit. Ce am puișorii, am mai scos afară din ei, v-am spus și seria acea, penultima serie, cum sunt aceștia care mănânc acolo, i-am scos afară. Cred că nu mai puteam să-i mai țin în casă. Ăștia mari sunt foarte mulțumit de ei, le merge foarte, foarte bine. Și îmi plac maxim, de asta nici nu voi mai da din ei. E mult de muncă cu ele, dar satisfacția pe care o am eu la final, când văd absolut totul curat și totul pus la punct, e senzațională. Deci e un sentiment foarte, foarte fain. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja, deoarece am văzut că majoritatea cei care vă uitați la acest canal nu sunteți abonați. Abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez, pentru că e gratis. Vă mulțumesc tuturor celor 1200 de oameni care mă urmăriți și până data viitoare vă salut, vă respect și numai bine!